Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Pirogravură sau așa ceva sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le face Emilia Cârcoană, profesoara și preoteasa din Glodghilești. Mai multe despre ea și despre această artă aflăm imediat! Într-un moment greu al vieții din punct de vedere financiar, o familie din județul Alba s-a apucat de făcut felurite obiecte de artizanat care să îi aducă un venit minim lunar. Oamenii au încercat mai multe lucruri, dar s-au oprit la câteva obiecte de lemn în miniatură introduse în sticle. Niște obiecte cu adevărat speciale care sunt realizate acum și la noi în județ. Asta pentru că un membru al familiei cu pricina s-a stabilit în primăvara acestui an în comuna Hunedoreană Burjuc. Emilia Cârcoană, căci despre ea este vorba, s-a mutat aici împreună cu soțul ei, care a primit parohie în comună. Am înțeles că nu sunteți de la noi din județ. Cum ați ajuns aici pe meleaguri hunedorene? Soțul meu, care este preot, și-a ales parohia aceasta și am venit aici. Și cum e, vă place? Da. Vă place zona, oamenii, v-ați acomodat? Da, eu am crescut la sat și îmi place satul. Nu e greu de partea de părinți? Un pic, da, e greu, dar avem mașină, mai mergem la ei, mai vin ei la noi. Și ați adus cu dumneavoastră și un meșteșug oarecum deosebit. Despre ce este vorba? Sunt sculpturi în lemn și pirogravuri care sunt miniaturi și se introduc în sticlă. Și povestiți-mi puțin de unde ați descoperit această pasiune, de unde... Tatăl meu, fiind mic și având un unchi bătrân, mergând la el odată, i-a arătat un model de cruce introdus într-o sticlă. Bine, un model foarte așa rudimentar. Nu a luat nicio lecție de la unchiul său, dar după mulți ani, neavând servicii și altă ocupație, a zis, hai să încerc să fac și eu așa ceva. Și am făcut toată familia... Am lucrat la meșteșugul ăsta și acum continui eu și fratele meu. E greu? Nu e greu, dar e nevoie de foarte mult timp. Și multă migală, mă gândesc, e destul de migăloasă treaba. Da, 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 da. Povestiți-mi de la capăt, așa, cu ce se începe? Întâi și întâi, o bucată de lemn, făcută tot de mine, eu acum am, că aici nu am uneltele, le aduc de la părinții mei, bucăți de lemn care au găuri care se unesc cu ei de lemn și pe urmă cu diferite unelte le introducem în sticlă. Și faceți tot felul de modele? Da. Orice se poate.
și la comandă, un cadou pentru cineva sau cu scris sau personalizate, orice. Ziceți-mi câteva modele de, nu știu, ce văd acolo, chitară, floricele? Păi, avem și chitară, și vioară, flori, trifoi cu patru foi, liră. Toate astea sunt sculptate de dumneavoastră? Sculptate, da. Pirogravate. Și cum se introduc acolo? Totuși au niște dimensiuni destul de mari. Da. Le introduceți în... Bucată cu bucată și acolo înăuntru, pentru că ele afară sunt gata, făcute. Înăuntru doar le asamblez. O muncă de chinez bătrân. Asta înseamnă asamblarea pieselor în interiorul sticlei, dar rezultatul final este unul deosebit. Și se pune țuică în sticlă? Sau se poate pune țuică sau poate să rămână sticla goală. Dacă se pune țuică, nu sunt lipite bucățile de lemn între ele. Dacă nu punem, rămâne cu lipici ca să reziste în timp. Țuica nu capătă vreun gust deosebit? De la lemn, puțin. Dar mai punem în sticlă și o crenguță de ienupăr, pentru aspect, dar și pentru gust. Plus că ienupărul e plantă medicinală și conține foarte multe substanțe benefice organismului. Și le duceți la târguri? Ați fost cu ele pe la târguri? Tatăl meu, da, a fost la multe târguri în județul Alba. Aici, în județul Hunedoara, mai puțin. Și cât costă o astfel de sticlă la un târg? Depinde ce conține și cum e modelul. 30-40 de lei, în funcție de cerințele clienților, până la 200 de lei. Se vând? Se poate trăi din așa ceva? Dacă am fi mai mulți care să lucrăm la astfel de modele, da. Dar fiindcă e doar familia mea, greu. Așa, prin țară ați mai văzut pe unde ați fost pe la târguri? Mai vin oameni cu astfel de lucrări sau nu prea? În sticlă nu. Sculpturi în lemn, da, dar în sticlă nu. Oare de ce? E greu să faci așa ceva în sticlă. Ia câteva zile la o lucrare. Ce fel de lemn folosiți la... Lemn de tei, lemn de salcie, dar și alte feluri de lemn, paltin. Contează lemnul? Da, ca la orice sculptură, contează lemnul. Influențează și pirogravura, da. Vă ia să faceți o sticluță, să o aranjați de la cap la coadă? Din capăt în capăt, cel mai simplu model, să zicem, 2 zile. Și durează. Vioara sau roată de car am făcut o săptămână sau mai mult. Depinde, pentru că se mai rup părțile din lemn, mai trebuie refăcut. Ce e cel mai complicat la toată treaba asta? Asamblatul în sticlă ia cel mai mult timp. Sticlele și ele sunt de diverse modele. De unde le procurați? Este un depozit în Cluj, de acolo facem comenzi și vin diferite modele. Să înțeleg că faceți destul de multe. Facem mai mult când avem o comandă. Cineva vrea să facă un cadou sau... Dar cum vă găsește cineva care vrea să comande așa ceva? Cum dă de dumneavoastră? Există o pagină pe Facebook, numere de telefon, cărți de vizită de la târguri, cam asta.
Pentru familia noastră e practic o meserie treaba asta. Da. Ei trăiesc din treaba asta. Da. Deci se poate trăi din așa ceva. Se poate, având în vedere că alt loc de muncă acolo nu prea este. Și atunci, decât nimic, timpul oricum trece și doar cu agricultura e mai greu. În județul Hunedoara n-ați încercat să veniți la târguri? Acum că v-ați mutat aici, să încercați să vedeți? Avem în vedere și asta. În viitor, dacă o să primim invitații, cu drag. Emilia Cârcoană încearcă să învețe și bravura pe sticlă. În afară de asta, ce mai faceți? Mai faceți ceva interesant? Gravură pe sticlă ar mai fi, dar e ceva ce, la care chiar sunt la început. Nu am aparate sofisticate, chiar foarte simplu. De ce ar fi nevoie pentru gravura pe sticlă? Există tot felul de aparate. Bine, eu am ceva mic, micuț, care doar strict se pot trage linii și forme, nu ceva complicat. Și costă mult aparatura pe care a trebuit să o achiziționați. Da. Dar de ce v-ați gândit și spre așa ceva? De unde v-a venit ideea? Am văzut pe internet tot felul. Am zis să încerc, să vedem cum e. Și nu doar miniaturi introduse în sticlă realizează Emilia Cârcoană, ci și minunate pirogravuri. Faceți și pirogravuri, am înțeles. Da, la dimensiuni mai mari, nu le introduc în sticlă. Principala mea pasiune e desenul și pirogravura. Între timp mai fac și sculpturi în sticlă, dar în principal cu pirogravurile. Când ați început să faceți așa ceva? De mult. Pirogravuri chiar de mult, de când mă știu. Însă sculpturile în sticlă aproape 10 ani, cam așa, dacă mi-amintesc bine. Și ce vi se pare mai interesant? Oricine spune că sculpturile în sticlă sunt ceva deosebit, ceva ce nu s-a mai văzut. De aceeași părere sunt și vecinii care nu de mult au aflat de hobby-ul preotesei. Ați văzut ce lucruri interesante face vecina dumneavoastră? Da, foarte interesante. Știați că face așa ceva? Da, știam. De când s-a mutat aici, ne-a arătat, am fost foarte încântată. Chiar am dat și eu comandă pentru să facă pentru un nepoțel de-a meu. E foarte interesante. Sunt interesante doar ca aspect pentru artizanat sau și pentru băut din... Este o plăcere ca să bei, nu numai pentru artizanat. Poate e mai bună, Țuica. Bineînțeles, când se face un cadou la cineva, e ceva deosebit. Deci la noi în zonă, pe aici, deci n-am văzut. De prima dată când văd la doamna preoteasă. Ce-i doriți? Multă sănătate, spor la muncă și numai bine. Și să vină bebe sănătos și să fie fericiți împreună ca familie. Sunt oameni buni? Foarte buni. Primitori. Vă bucurați că îi aveți aici vecini? Da. Mai ales că sunt singură și copiii sunt plecați. Mă bucur foarte mult. Sunt niște oameni deosebiți. Părintele vine seara, dacă vede lumină la mine, vine, bate la ușă și zice, am venit să mai discutăm, să povestim. Eu îi spun că îmi pare bine, îmi mulțumesc de vizită și o mai departe. Emilia Cârcoană lucrează ca și profesoară de engleză la școala din sat. Am înțeles că sunteți și profesoară aici în sat. Copiii ce spun? Le-ați arătat? Ce faceți? Sunt profesoară la cei mici, până pe clasa a patra. Ei un pic sunt cam stângaci în lucruri astfel, așa mai complicate, dar cu desenul, da, se descurcă.
Când au văzut ceea ce face profesoara lor, copiii au rămas fascinați. Tu ce părere ai despre ceea ce face doamna de engleză? Îmi place ce face, sculpturile. Ne învață engleză și îmi place asta. Îți place de doamna? Da. Știai că face lucruri din astea așa interesante? Da, că mi-a arătat la ea acasă. Da, și ai încercat și tu să faci? Nu, am încercat, dar nu prea mi-a ieșit. Dar ai vrea să înveți? Da. Crezi că e greu? Cam da. De ce? Ce ți se pare așa de greu? Uite, de exemplu, la asta. Cum le bag în sticlă. Tu spune-mi ce părere ai despre lucrurile pe care le face doamna de engleză. Sunt faine. De ce sunt așa de faine? Că cum le sculptează așa, cum le face, așa de interesant. Crezi că e greu? Mm. Ai vrea să înveți și tu să faci așa ceva? Da. Dar ce-ți place mai mult? Ce face în sticluță sau ce desenează? Totul. Colega ei de catedră a rămas la rândul ei surprinsă plăcut când a văzut sticlele cu miniaturi din lemn. Și la fel de mult i-au plăcut și pirogravurile realizate de Emilia Cârcoană. Dumneavoastră, ce părere aveți despre ceea ce face doamna? O părere foarte bună. Deci chiar am rămas profund impresionată de toate lucrările. Deci cred că pentru asta trebuie un talent născut. Sunt foarte frumoase toate și chiar eu în fiecare zi văd această biserică și nu m-aș fi gândit. M-am gândit că e chiar o poză prima dată când am văzut. Deci chiar toate detaliile conform realității. Despre aceste miniaturi din sticluță sunt deosebite. Ați mai văzut așa ceva? Nu, n-am apucat. Am văzut la televizor, dar în realitate nu am văzut. Credeți că ar fi bună țuica din astfel de... Probabil, pentru cine este amator de așa ceva. Sigur că da. Mă gândesc că are o aromă deosebită, fiind din... Mă gândesc că ea din natura lemnului. Copiii, oare ar fi bine să învețe și ei da, să facă astfel de lucruri interesante, altceva decât ce fac la clasă? Sigur că da. Cred că i-ar atrage, fiind, cum a spus dumneavoastră, e altceva față de ceea ce fac zilnic. Despre doamna, ce ne spuneți? De cât timp o cunoașteți? De aproape un an de zile, nici nu cred că e un an. Deci nu ne cunoaștem de mult timp, dar... M-a impresionat cu totul. M-a impresionat și cum predă la copii. Deci se poartă foarte frumos cu ei. Pare că are avea, știu eu, 10 ani de catedră, nu mai puțin cât are doamna. Deci este un om deosebit. Și cu atât mai mult când ați văzut și că face așa ceva. Da, fără cuvinte. Cred că îți trebuie multă răbdare să faci așa ceva. Cu siguranță. Răbdare, răbdare și talent. Silviu Cornel Cârcoană, soțul Emiliei, slujește din primăvara acestui an în bisericile din Blodghilești, Brădățel și Petrești. Iar pentru că toți cei din jur sunt impresionați de lucrările soției, nici el nu este indiferent la talentul ei. Ba chiar o mai și ajută din când în când. Și soțul dumneavoastră ce spune? E mândru, într-un fel. Trebuie să aibă răbdare cu mine, că și eu la rândul meu trebuie să am răbdare cu lucrările. Nu a încercat și el? A încercat și chiar mă ajută. El ce face? Care parte o face el? La partea de tăiat lemnul, la din astea mai simplă un pic.
Când ați aflat pentru prima dată că soția face astfel de lucruri de artizanat foarte interesante de altfel? Acum câțiva ani, nu mai țin minte exact. Chiar eram parcă în primul an de facultate, sau aproape de sfârșitul anului de facultate și am primit o sticlă așa cadou, am rămas surprins, iar apoi următoarea dată când am fost la soția acasă, m-am pus și pe mine să lucrez, să vadă dacă am și o suficientă răbdare ca să reușesc să introduc diferite sculpturi în sticlă și am reușit. Odată am reușit performanța să introduc o sculptură în 15 minute. Asta chiar record. Da, și pe urmă, tot la aceeași sculptură, dar altă sticlă, deci model de sticlă identic, sculptură identică, dar o oră. Deci una după alta, una 15 minute, cealaltă o oră. Deci două recorduri. Cel mai repede și ce... Depinde de ce? Depinde de ce, oare? Nici nu știu. Cred că de om. Deci, ce calități îți trebuie să faci așa ceva? Întâi și întâi răbdare. Răbdare și talent. Deci, fără răbdare nu se poate face. Degeaba lucrăm și ne enervăm și trebuie să fim răbdători, foarte calmi, ca să ne reușească. Că atunci când avem o stare de iritare, ușoară nervozitate, ne tremură mâinile. Și la o chestie de asta așa fină, se observă când tremură mâna. Și de aceea e bine să ne păstrăm calm întotdeauna. O ajutați pe soția și dumneavoastră? Da, da, o ajut și eu când am timp liber, când nu sunt ocupat cu alte probleme. Doar la miniaturi sau și la pirogravuri v-ați pus talentul la... Nu, eu nu am talent la desen și la pirogravură. O ajut doar la introdusul obiectelor în sticlă. Așteptați un copil, din câte am observat. Da. Credeți că va moșteni talentul mamei? Să sperăm că îl va moșteni. Sunteți preot aici în Glodghileș de ceva timp și în ceva sate de lângă. Cum e aici? Cum ați găsit zona, nefiind de la noi din județ? E o zonă liniștită și foarte frumoasă. Chiar îmi place. Mă rog, mie îmi place natura în general, îmi plac și animalele. Și ținând cont că e mai retrasă de la șosea, îmi place foarte mult. Și oamenii? Oamenii ca peste tot. Deci nu pot să zic că am doar oameni buni sau oameni. Ca peste tot. Tradițiile de la noi din zonă? Cum sunt? Sunt frumoase. Am înțeles că de Crăciun este un obicei cu dubași aici în zonă. Încă nu am prins Crăciunul, acum urmează. Și sunt chiar curios să văd cum mai țin tinerii care mai sunt pe aici acest obicei. Părăsim aceste locuri fascinante cu oameni minunați, dar revenim săptămâna viitoare cu alte personaje și noi povești fascinante.
Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.